În perioada 8-13 august 2011, în localitatea Hajdău din județul Hunedoara, s-a desfășurat o tabără cu caracter religios organizată de Oastea Domnului din cadrul Bisericii Ortodoxe. La tabără au participat aproximativ 200 de tineri din toate colțurile țării. Tinerii au venit cu dorința sinceră de a se apropia de Dumnezeu și de a lega noi prietenii. Astfel de tabere sunt organizate anual. Aceștia ne-au declarat că așteaptă cu nerăbdare următoarea întâlnire. Cu ce scop ați organizat această tabără? Au fost două scopuri principale. În primul rând, pentru ca tinerii din toate Oastea Domnului, din toată țara, să se vadă împreună, să vadă că putem fi o forță. Sunt 2-3 într-o localitate, sunt 5 sau 10 în altă localitate, dar aici cu sutele pot să vadă că totuși suntem o forță, chiar numeric vorbind. Și în al doilea rând, am organizat această tabără, de fapt, cu scopul principal de a ne aduce prietenii noștri, cei care nu au o legătură cu Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu și care n-au participat la vreun program al Oastei Domnului, într-un context tineresc, într-un context plin de entuziasm, de frumusețea tinerească, în care să-L cunoască pe Dumnezeu. Scopul principal este scopul evanghelistic, ca tinerii să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum au răspuns tinerii la această invitație? La această invitație, dacă stau să mă gândesc în decursul anilor, este a treia tabără de evanghelizare la corturi pe care o facem. În primul an au fost 150, în al doilea an 350, anul acesta suntem în jur de 200. Deci putem vorbi despre o sinusoidă. În general au răspuns bine. Aveam speranțe ca să vină mai mulți anul acesta, dar suntem în jur de 200, ceea ce este chiar ok. Veți mai organiza tabere de genul acesta? Anul trecut, după multe lupte, am fost epuizați. Dar am simțit din partea Dumnezeu o voce, o șoaptă care îmi spune, nu te opri. Într-un mod foarte clar, foarte concret, plecând singur într-o plimbare cu Dumnezeu, înainte de ultima seară și înainte de ultimul mesaj pe care a trebuit să-l am în tabără. Și am simțit din partea Dumnezeu foarte concret cuvintele, nu te opri, pentru că vreau să mă opresc. Anul acesta am continuat tabele. Să vedem ce ne vorbește Dumnezeu pentru anul. Nu avem un răspuns definitiv. Să vedem cum vorbește Dumnezeu, ce ne vorbește Dumnezeu. Tragem concluzia, tragem linia. În orice caz, ne oprim ca să lucrăm cu tinerii prin Asociația Prodeus. A bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni. Răspund bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni. Lui e numai rău, pieptui numai sânge. Fața lui e numai rău, pieptui numai sânge. Să-i amul mântuirea ta.
bucurie, lacrimi de bucurie. Iisus, eu mă separasem de El, dar acum mă supun lui Hristos, răscumpărătorul meu. Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Pascal. Știi ce înseamnă asta? Că sufletul acelui tânăr era plin de Dumnezeu. Ascultă-mă, tinere! Poți să faci orice exerciții vrei, spirituale. Dacă viața ta nu-i contactată, nu-i unită cu Hristos, tu vei fi fără roadă. De ce ai venit în această tabără? Să mă frică mai mult de Domnul. Și ce așteptări ai? Să-mi fac mulți prieteni. Am venit în această tabără pentru că am nevoie de părtășie, am nevoie să îmi încurajez sufletul și alături de cei dragi, prietenii mei, să ne îmbrăbătăm împreună și să ne încălcăm bateriile, așa cum spunea cineva, cu vitamine pentru noul an ce vine. Și ce așteptări ai? Așteptări, cred eu, că ar fi bine să ne punem așa în fața lui Dumnezeu fiecare și să ne întoarcem transformați, să ne lăsăm mâna lui Dumnezeu, să fim transformați. Am venit în această tabără ca să încerc să mă apropii de Dumnezeu și să simt prezența Lui mai bine în viața mea. Și ce așteptări ai? Astea ar fi așteptările. Aș vrea să am clipe de părtășie așa cu frații de aici, să ne unim cumva unii cu alții în cântare și în poezie pentru a da slavă lui Dumnezeu. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să întăresc relația cu Dumnezeu și părtășie cu frații, cu prietenii, cu cei mai dragi ai mei. Și ce așteptări ai? Așteptările mele sunt pentru să-mi întăresc relația mai departe cu Dumnezeu, să fie mai accentuată, mai accentuată. Am venit ca să o căutăm pe Domnul, să avem părtășii cu frații români și să ne bucurăm unul de altul. Și ce așteptări ai? Așteptări am ca să fiu mai motivat, ca Domnul să vorbească cu mine personal și să cunosc cât mai mulți frați la oastea Domnului din România. Am venit în această tabără ca să mă întâlnesc cu Dumnezeu, în primul rând. Și să aveam nevoie spirituală să mă regăsesc așa. Și să mă simt bine, să mă odihnesc, să mă găsesc cu fratele ăsta frumos care filmează și cu voi. Dar în primul și primul rând am venit, chiar aveam nevoie să mă întâlnesc cu Dumnezeu mai aproape. Și ce așteptări ai? Așteptările mi s-au împlinit oarecum. Că am găsit ce căutam, adică un mesaj bun, tineri care l-au iubesc pe Dumnezeu, exemplu în viață, de urmat, și l-am simțit pe Dumnezeu la lucru, până acum, și cred că o să fii de acum încolo. Păi, în primul rând, sigur că da, să mă simt bine. Într-adevăr, este o tabără minunată, nu numai ca să mă simt bine, ci să mă zidești și sufletești. Acest lucru este un lucru cel mai important. Să zidești sufletul. Și așa, după cum am auzit și la seminarii au fost foarte frumoase despre creșterea noastră duhovnicească în Hristos, despre principiile pe care trebuie să le respectăm pentru ca să avem o viață binecuvântată, despre modul în care să respectăm punctele principale din viața unui creștin, să ascultăm, să mergem să învățăm, așa cum a făcut Iisus Hristos în templu, i s-a dat să citească, să citești Sfânta Scriptură, să crești duhovnicește. Acest lucru este un lucru important pentru noi și cred că cel mai mult m-am bucurat faptul că am putut să ne și rugăm unul pentru celălalt, s-au dat sfaturi ca să se creeze celule de rugăciune în zonele din care suntem și astfel să avem o adunare binecuvântată, o adunare unde să nu ne plictisim, să nu dormim și să ne zidim sufletește. Iar lucrul ăsta e un lucru minunat, cred eu. Și ce așteptări ai? Așteptări, multe, multe așteptări de la tabără, zici, sau de la... Așteptări ar fi să fim cât mai este bine organizată, mai ales la numărul de tineri care au venit aici, dar
aș avea așteptări ca să fie și mai bine organizat, în sensul că să fie cât mai mulți lideri pentru grupuri, să se organizeze la timp și adunările, și în rest timpul ni-l facem noi.